Eficientizarea cheltuielilor în spitalul de pediatrie va fi realizată prin reducerea numărului de paturi. Din cele 295 de paturi vor rămâne 245. Vor fi afectate aproape toate secțiile pentru că au un grad mai mic de ocupare a paturilor. Spitalul de pediatrie este vizat de reformare în urma evaluării indicatorilor de performanță realizați în 2009. Pentru eficientizarea tuturor cheltuielilor se preconizează reducerea a 50 de paturi din cele 295 existente. Și aceasta deoarece gradul de ocupare a paturilor este mai mic în mai toate secțiile spitalului. Dacă Ministerul Sănătății va decide să renunțe la 50 dintre ele, aceasta va însemna exact cât are acum secția de chirurgie și ortopedie pediatrică. Evident, nu vor fi desființate secții, dar se va lua câte puțin de la fiecare. Totuși, conducerea spitalului este convinsă că diminuarea numărului de paturi nu va aduce automat la reduceri de personal, pentru că acesta este subnormativ și, în plus, economia ar fi neînsemnată. În prezent, spitalul are peste 400 de salariați, dintre care 44 medici și 150 de asistente medicale. În 2009, cheltuielile curente s-au ridicat la aproximativ 19 milioane lei. Sunt mari cheltuieli de personal pentru că suntem finanțați cu acestea și un pic peste ele. Unitatea noastră este finanțată la fel ca un spital pentru adulți, dar pentru asistența medicală și îngrijirea unui copil este nevoie de mai mult personal decât în cazul unui adult. A declarat dr. Aurelia Țaga, director medic al Spitalului de Pediatrie. În anul 2009, veniturile spitalului au totalizat aproximativ 20 de milioane de lei noi. Din această sumă, 16 milioane au fost alocate de către Casa de Asigurări de Sănătate, iar 3 milioane 500 au fost subvenții de la bugetul de stat sau de la alte administrații.